Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou astăzi aici cu voi. Ei bine, astăzi vom discuta despre iubire. Iubirea fără de care nu putem trăi, iubirea pe care cu toții o căutăm de-a lungul vieții, iubirea care, din punctul meu de vedere, este cel mai natural instinct al omului, iubire care trebuie împărtășită și trebuie crescută, mai ales atunci când vorbim de relațiile de cuplu. Știți foarte bine că vă zic de fiecare dată că dacă vreți să fiți iubiți, atunci trebuie să vă iubiți pe voi, în primul rând, pentru că nu putem avea pretenția să ne iubească altcineva dacă noi nu ne iubim pe noi și, bineînțeles, și la nivel energetic nu va exista acea rezonanță necesară pentru a primi iubirea. Însă astăzi nu vom discuta doar despre iubire, ci vom discuta despre limbajele diferite ale iubirii, limbaje diferite care provoacă de cele mai multe ori tot felul de conflicte în relațiile de cuplu, conflicte care uneori nici măcar dar nu sunt reale, ci sunt mai mult niște monștri care încep să se dezvolte în mintea noastră. Spre exemplu, Gary Chapman la un moment dat a catalogat limbajul iubirii în 5 categorii. Prima categorie ar fi cuvintele, apoi ar fi timpul, apoi ar fi cadourile sau atențiile, după care sunt serviciile și, în ultimul rând, atingerile. Foarte mulți dintre noi, atunci când ne gândim la iubire, ne gândim și la atingere, la îmbrățișări și tot așa. Ei bine, când vorbim despre cuvinte ca și limbaj al iubirii, sunt persoanele acelea care au nevoie tot timpul să audă acel te iubesc, să fie băgate în seamă, să fie sunate, să ajungă cumva, să se simtă cumva tratate într-un mod foarte important doar prin cuvinte. Se întâmplă ca uneori să spui, vai iubitule te iubesc și tu să nu primești nimic sau să primești un și eu fără te iubesc și de acolo vai ce conflicte apar. Suntem diferiți. Unii exprimă aceste lucruri foarte des, alții foarte rar, însă trebuie să identificăm aceste limbaje ale iubirii de fiecare dată pentru a nu ajunge la probleme mult mai mari. Atunci când vorbim despre limbajul iubirii tradus în timp, este vorba despre timpul pe care îl petrecem sau timpul pe care îl dedicăm partenerului. Sunt cupluri care nu pot sta unii fără alții, poate să fie din ambele părți, sunt cupluri care își exprimă iubirea foarte mult tocmai prin petrecerea timpului împreună, prin a vrea să ajungă acasă cât mai repede, tocmai pentru a sta cu persoana iubită și, de asemenea, în cealaltă parte poate exista acel sentiment de sufocare și de aici din nou apar acele probleme cum că nu ne iubim. Alte persoane consideră că o dovadă clară de iubire sunt cadourile, persoanele care poate vor să primească flori în fiecare zi, persoanele care dacă nu primesc un cadou deosebit sau nu pun muncă suficientă în a căuta acel cadou, a-l împacheta, a fi atent mai ales domnii la ceea ce vorbesc doamnele de-a lungul anului ca și cadou preferat, de nou de aici și aici pot apărea conflicte. Mai vorbim despre servicii și când spun servicii mă refer la acele lucruri uzuale pe care noi le facem în fiecare zi unul pentru altul. Poate fi vorba despre faptul că ai ajuns acasă, ești obosit și partenerul sau partenera ta se oferă să gătească, se oferă să spele vasele, se oferă să scoată cățelul la plimbare, tocmai pentru ca tu să te poți odihni. Și asta este tot o formă de iubire. Și când vorbim despre atingeri, sunt persoanele acelea care trebuie să stea una cu alta, să se îmbrățișeze tot timpul, să se sărute tot timpul, să doarmă împreună foarte mult, ceea ce să știți că a dormi împreună cu persoana iubită crește foarte mult și hormonul fericirii, pentru că îți dă acea liniște de care ai nevoie. Și din nou și de la atingeri pot apărea probleme. Dacă tu niciodată nu pui mâna pe mine, dacă eu nu te iau în brațe, tu nu mă iei în brațe, dacă eu nu vin spre tine să mă săruți, tu nu mă săruți și tot așa. Aceste lucruri, bineînțeles că apar în fiecare cuplu. Problema este că atunci când există niște diferențe foarte mari între parteneri în a-și exprima acest limbaj al iubirii, încep să apară acei demoni, cum spuneam, acei monștri în mintea noastră, cum că nu suntem iubiți, nu suntem respectați, nu însemnăm nimic pentru partener și asta, bineînțeles, că va duce mai devreme sau mai târziu la o rupere. Lucru pe care nu îl dorești atunci când începi să pornești la drum alături de o persoană pe care ai ales-o, de
de care te-ai îndrăgostit. Cum spuneam, fiecare dintre noi suntem diferiți și ăsta este un lucru foarte bun în ceea ce privește completarea pe care o putem să o facem unul cu celălalt. Gândește-te, poate ok, mie îmi place foarte mult să aud niște cuvinte, partenerei îi place foarte mult, fie surprinsă de anumite cadouri sau de timpul pe care îl petrecem împreună și tot așa. În primul și în primul rând este important să identificăm limbajul nostru al iubirii. Da? Limbajul personal, limbajul pe care noi considerăm că este cel mai important. Ok, să zicem că tu ești o persoană căreia îi plac foarte mult îmbrățișările, iar persoana de lângă tine este o persoană care nu este atât de lipicioasă, să spunem. Ce facem în această situație? Totul se rezumă la comunicare. Odată ce tu ai observat că la tine mintea ta reacționează la îmbrățișări pentru a te umple de acea iubire și poate observi că partenerul îți dă mai mult timp, atunci nu ai de ce să-ți faci griji, pentru că una dintre aceste 5 categorii cu siguranță se va regăsi și în partea cealaltă. Dar bineînțeles că trebuie să ajungem la un moment dat la un numitor comun, la un punct comun. De aceea este important să comunicăm. Odată ce am identificat care este limbajul nostru primordial, limbajul nostru preferat de iubire și le identificăm și pe al partenerului sau poate îl intuim, atunci este momentul să avem o discuție și să spunem, uite, pentru mine a însemna că mă iubești înseamnă să petreci timp cu mine. Pentru mine a însemna că mă iubești este ca atunci când vin acasă să mă menajezi un pic sau să îmi faci un masaj sau să îmi pregătești baia, să-mi fac o baie relaxantă după o zi foarte grea la birou și tot așa. Fiecare dintre noi trebuie să identificăm aceste aspecte. O dată identificate, trebuie să le aducem în fața partenerului sau partenerei pentru a putea găsi o situație de comun acord. Cu siguranță o relație este bazată pe comunicare. Cu siguranță, iubirea fără comunicare devine platonică și poate deveni toxică. Cu siguranță, dacă punem pe masă aceste neajunsuri care sunt de cel mai interpretabile în ceea ce privește limbajul iubirii, putem ajunge la un consens. Pentru că comunicând, exprimând de ceea ce ai tu ai nevoie, înțelegându-l și pe partener atunci când spune că poate este diferit, putem elimina din start orice dubiu cum că iubirea nu este prezentă în cuplu. Foarte multe cupluri ajung să se despartă tocmai din cauza aceasta. Ajung să se despartă pentru că lasă acele voci din mintea lor să se dezvolte din ce în ce mai mult, încep să caute tot felul de motive, poate care chiar nu există, încep să se gândească că sunt înșelați și tot așa, fără să se gândească foarte clar la diferența pe care noi o avem în a ne exprima dragostea. Aceste limbaje ale iubirii. Limbajul iubirii face parte din fiecare dintre noi și nu numai cu oamenii, poate chiar și cu natura, poate chiar și cu animăluțele de companie. Cei care poate nu dorm în pat cu animăluțele nu înseamnă că nu-și iubesc animăluțele, ci pur și simplu așa și exprimă ei iubirea. De aceea, înainte de a face un mare scandal în familie, înainte de a veni cu un val de reproșuri care nu poate aduce deloc lucruri bune, gândiți-vă și identificați care sunt limbajele iubirii în cuplul vostru și apoi discutați cu partenerul sau partenera. Și fără dar și poate, comunicarea poate rezolva orice fel de astfel de divergențe care pot apărea. Comunicarea, bineînțeles, că rezolvă nu doar aceste situații, ci mult mai multe și este extrem de importantă într-o relație, dar odată identificate aceste lucruri de care v-am spus mai devreme, fără dar și poate vor apărea și soluțiile. Înainte să aruncați cu pietre, uitați-vă la voi, examinați-vă, dați-vă seama dacă exagerați sau dacă întindeți limitele mult prea mult și apoi discutați cu cel din jurul vostru. Iubirea este un limbaj universal, într-adevăr, dar se poate manifesta în mai multe moduri, modul despre care am vorbit astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, am să vă rog să dați un share și bineînțeles un subscribe canalul de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou în fiecare vineri. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți. La revedere!